trecută în gală, evident, Irina, așa că am făcut de cap aici prin platou și nu numai, a folosit și Ritaș Studio-ul, care va să zică, se simte din ce în ce mai bine, tare, curioasă. Ce? Cum? Ohayoshika. Ohayoshika a fost, da, astăzi oare cum s-o prezenta Irina? Hai să aflăm împreună. Bun moment! Senzualitate la cote maxime! Felicitări, Irina! Bine ai venit în gală! Mulțumesc, Ilinca! Bine m-am găsit! Mulțumesc! Le mulțumesc și colegelor tale! Moris, frumoasele mele prietene! Am văzut că ți-ai mușcat limba! Ce ai pățit acolo? Moris? Vorbește! Ai rămas fără vorbe, fără cuminte? Imediat! Uite, îți dau răgaz să-ți revii, câtă vreme eu vorbesc cu Irina și cu fetele, după care revenim la voi. Doar o clipă, da. doar o clipă, ca să fiu foarte doar bine. Doar o clipă, Irina. E, acum ați curioasă ce au de zis colegele tale. Elena? Mi-am luat... Stai așa, am zis că doar o clipă. Stai așa puțin, Moris așteaptă. Bine. Da, ce cum arată, mi-a plăcut momentul, a fost mult mai activă decât multe dintre noi, ceea ce e de apreciat clar. Mulțumesc mult! Mulțumesc, mi-a plăcut Elena. Momentul Irinei. Irina, sexy, dar Irina, eu sunt fană și Rihanna, dacă nu știai. Și în momentul acela, mie mi-ar fi ieșit mult, mult, mult mai bine. Cam de 1 milion de ori mai bine. Numai că nu prea fac eu de astea, dar se putea și mai bine. Irina, știm că știi să dansezi, dar mai vrem și altceva, Irina. Bine, nu în corsetul ăsta, că e prea finuț pentru ce faci tu. Ascultăm ce au de spus jurații chiar acum. Moris, ai cuvintele la tine sau? Da. Totuși da, poate nu. Irina, în fața lor, te rog. Mulțumesc, Irina. Irina, da. Doamnelor, domnilor, nu vă mai cumpărați în viața viețișoarelor dumneavoastră. Câte zilișoare veți trăi pe acest pământ haine din blană cu fermoar? Nu cunosc ceva mai atrocisim la o duduie, da, la o cucoană, la un, nu știu dacă mă simți la chestia asta sau nu, dar mie nu-mi plac hainele de blană cu fermoar. Vrei să-ți arăt cum am vrut eu să arate? De ce ți-ai luat jantilica aia? Nu te îmbrăca, e păcat de tine, lasă haina. Okay, okay, nu okay. Se potrivește acea jachetă din blană cu fermoar cu această tăvăleală splendidă. Mi-am dorit să fie mai oarbă. Taci! Ingura! Jacheta e frumoasă la deparat. Locul ei. Las-o deoparte de ținut asta. Gata, hai, gata, gata, taci! Gata, tac! Oh! Yes!
Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Da, dragă, într-adevăr, toată reprezentația aceea pe care ai făcut-o în spatele cearceafului, dar mai ales când a coborât cearceaful și ai avut niște mișcări, Irina, niște danse. Am străduit, Raluca. Badi, îmi place franjul acestea, îmi plac, mie îmi place haina, dar ți-am spus separat de această ținută. Îmi place, dragă, haina. Am spus separat de ținută, că altfel ce se îmbrăcase urso cea atâta? Indiană, era prea haimurată situația. Am zis că am dorit mai wild, dar chiar nu am găsit mai wild. Wild. Dragă, Wild Wild West, ai avut un număr bun astăzi, Irina. Mulțumesc din tot sufletul, Raluca, nu vine să cred că spui asta. Mulțumesc. Ești sexy, ești și glam, ești și sexy. Mulțumesc. Cum era piesa de a intrat, Irina, așa? Nu mai probam unde-a stat. Și după aceea s-a ridicat așa. Asta era! Nu e și cazul meu. Oh. Cred că te păcălește, fetită. Nu, chiar asta e adevărul. Nu ți-a plăcut? Mi s-a părut foarte vulgar. Chestiile astea derulate. Când a stat platou, așa culcată și a făcut ca mână așa. Sunt foarte vulgare, nu știu la ce oră este această emisiune. Păi, Cătălin este după 11. Ceea ce pot să spun ca să finalizez și să termin mai repede. Vrei tu asta? Că eu i-am luat după mine și nu mă influența ca de obicei. Aș vrea să fiu aici șeful de trip și să fac Păi parcă nu știi că vrei să termin mai repede. Păi, ca să trecem la următoarea concurentă. Păi să dăm note ca să terminăm. Irina, mai și eu am o notă, dar uite, am și o notă. Ia să le vedem. Eu? Să dau eu atunci, nu? Da, tata. Hai, șef de trip. Wow! Uite, eu am dat notă maximă, știu, timpul îi dau note mari, că muncește. Dar mai lipsește ceva, un zvâc. Ia, comentează bine, nu știu ce să... N-are atitudine, n-are ăla chestie, știi, sânge la asta, colcă e sânge, deși e moldovean, că nene, cu eu le cunosc pe astea foarte bine, pe unele dintre ele. N-are și aș vrea să ai mai să te văd mai Hai că poți. A fost bine astăzi. Irina, acum mă întreb să fie 5 pe linie, oare? Să fie 5 pe linie! Te-am stricat-o! Irina, te-am stricat-o! Aproape! Te plac, aproape. Dar nu până la infinit! Raluca, o să-ți cânt în altă gală. Te plac așa cum ești. Îmi place cum zâmbești. Mulțumesc oricum, mulțumesc. Sunt foarte fericită pentru notele pe care le-am obținut în această seară. Ai și de ce, felicitări, Irina. Mulțumesc, Ilinca. Vorbește și cu cei de acasă. Dragilor, votați 5 la 1206. Vreau să zic ceva de foarte mult timp. Are legătură sezonul 5, indicativ 5, nominalizate de 5 ori. Ceva e la mijloc, dar vedem pe parcurs. Ai făcut tu acolo o compilație. Poate fi cu noroc, poate nu, Irina, habar. Cu noroc, nu? Cu siguranță, Ilinca. Îți mulțumesc deocamdată. Mulțumesc și eu din toată inima. Repede vă răpesc un pic din timp și din răbdare, bineînțeles, pentru că urmează încă două concurente, pentru a vă spune că vă puteți vota preferata, o puteți susține și o puteți salva de la eliminare, trimițând SMS la 1206 doar cu indicativul acesteia. Costul unui vot valid este de 1,25 euro, cent TVA inclus. Tariful este valabil în rețelele Orange, Vodafone, Telecom și Digimobil, dar și 1,23 de euro, cent TVA inclus, valabil pentru Orange Prepay. Doamne, firașa dra... Doamne, ferește, Maica Domnului! Acu-i-acu, România, diaspora, sunteți pregătiți? Ar fi bine să fiți, pentru că urmează Alexandra.